Bărbatul care a fost mușcat de organul genital în data de 8 martie va compărea astăzi în fața instanței. Procurorii cer mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui. Bărbatul este cercetat penal pentru agresiune fizică și sexuală. Incidentul, vă amintim că a avut loc într-un parc din Chișinău după ce bărbatul ar fi sărbătorit împreună cu soția sa și mai mulți prieteni. La încheierea distracției, soția sa a plecat să ducă prietenii acasă. Pentru a-și scurta așteptarea, bărbatul ar fi obligat-o pe o tânără să întrețină relații sexuale cu el. Pentru a-l pedepsi, însă, aceasta l-ar fi mușcat de organul genital. După ce i-a fost acordată asistența medicală necesară, bărbatul a fost reținut de poliție.